Bună ziua și bine ne-am regăsit la partea a doua a emisiunii Viața Satului. Dragii mei, vă rog să rămâneți alături de noi și pentru următoarele 50 de minute, deoarece avem niște reportaje foarte frumoase. Dar pe acestea le puteți urmări doar după rubrica noastră tradițională, Jurnalul Satului. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, ANIF, anunță toți fermierii că Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, asigură și în acest an apă gratuită până la punctele de livrare, acolo unde sunt încheiate contracte pentru anul 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul meadere.ro. ANIF dezminte astfel orice fel de informație apărută în presa locală și centrală legată de faptul că există discuții ca apa pentru irigarea culturilor să nu mai fie gratuită. ANIF a încheiat cu fermierii până la această dată contracte multianuale și sezoniere de irigații pentru o suprafață de 827.242 de hectare. Suprafața totală pe care ANIF o are pregătită pentru contractare și irigare este de 1.045.183 de hectare. La începutul lunii martie, conform informării de presă primită de la ANSVSA, în România pesta porcină africană evolua în 237 de localități din 25 de județe, cu un număr de 528 de focare. De la prima semnalare a prezenței virusului în țara noastră în 2017, până în prezent au fost eliminați aproape 600.000 de porci. Marți 10 martie a avut loc o întâlnire informală între reprezentanții ANSVSA, a Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România și jurnaliștii din presa agricolă. Tema abordată, informarea corectă și educația populației în ceea ce privește pesta porcină africană. Toate tipurile de exploatații, indiferent de forma de proprietate, suferă de pestă porcină africană. Dacă la exploatație tip GP afectează un porc, 3 porci, 5 porci, se despăgubește, viața merge mai departe. Condiția să fie înregistrat. Corect. Cu respectarea legislației în vigoare. O fermă comercială tip A au capacitate mai limitată, se despăgubește. Ei, principalul factor suferind sunt fermele comerciale. Datorită aplicării măsurilor restrictive și a zonelor de protecție și supraveghere, sunt supuse anumite restricții. Nu poți mișca porcul. Porcul gras nu poți livra. Trece peste greutatea optimă. Porcul de reproducție e scroafa fată, nu ai ce face cu purcelul, omor purcelul. Asta e suferința cea mai mare. Partea economică, sigur că sunt pierderi foarte mari. Asta trebuie să avem în vedere. ANSVSA nu interzice și nu limitează creșterea porcinelor în gospodăriile populației din România, ci doar stabilește reguli minimale de bună practică în creșterea porcinelor, acestea fiind benefice pentru creșterea suinelor în sistem gospodăresc, dar și pentru dezvoltarea micilor ferme comerciale și a celor industriale. Ordinul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021. Impactul asupra economiei românești poate nu-l vedem acum. Asupra industriei alimentare din România poate nu-l vedem acum. Dar eu vă spun că există și va exista în continuare și n-aș vrea să se ajungă și la o criză alimentară, în sensul în care vom deveni mai mari importatori sau mai mari consumatori de produse alimentare din zona europeană, decât să fim cum eram acum, hai să spunem, parteneri egali pe piața europeană cu celelalte state. Respectăm măsurile de biosecuritate specifice fiecărei forme de organizare, răspândirea virusului PPA ar putea fi diminuată, iar pagubele economico-sociale ar scădea și ele. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va organiza în perioada 30 martie-18 aprilie controale oficiale pentru verificarea modului de respectare a legii de către operatorii din sectoarele creșterii animalelor și alimentar. Scopul acestor controale fiind prevenirea propagării pestei porcine africane, PPA, pe teritoriul României. Controalele oficiale vor avea un caracter nediscriminatoriu și se vor desfășura în trafic, în vederea verificării mijloacelor de transport al porcinelor vii.
apă curată cum era odată. Domnule profesor Toncea, de ce este important azotul pentru plante? El este baza producției de proteină, substanță deosebit de importantă pentru sănătatea și pentru hrana oamenilor. Desigur, el este foarte important pentru culturile agricole, pentru că le asigură acestora producția pe care ar putea o realiza. Deci pe baza azotului se realizează partea cantitativă a producției și sigur, pe baza celorlalte elemente se realizează partea calitativă. Noi avem grijă, cel puțin noi care lucrăm în agricultura ecologică, să avem o cantitate suficientă de azot care să stea permanent la dispoziția plantelor și nu numai a acestora, să fie permanent în sol. De unde se obține el? Deci el e în pământ? El este în pământ și mai ales în atmosferă. Și cum ajunge el în pământ? Face parte din compoziția humusului? Sigur, este element component al materiei organice din sol. În urma procesului de descompunere a acesteia se realizează așa produsele cunoscute ca și nitrați, iar aceștia până la urmă ajung și în plantă. Care ar fi cantitatea ideală de azot? Cantitatea ideală ar fi ca solul să asigure consumul plantelor care se cultivă, iar acest consum este evaluat așa ca o medie la 20-25 de kilograme pe tona de producție agricolă. Dacă mulțim cu 5 tone, deci avem nevoie de 100 de kilograme de azot. Dacă mulțim cu 8 tone, avem nevoie de maxim 140-150 de kilograme de azot, substanță activă. Ideal ar fi să facem o analiză a solului pentru a ști cu exactitate ce componente avem. Sigur, formula de calcul cuprinde mai multe componente. Eu am vorbit numai de partea necesară de consumul specific al plantelor, dar noi trebuie să corectăm acest consum specific în funcție de aprovizionarea solului cu azot, în funcție de planta premergătoare, în funcție de cantitatea de precipitații care ne vine din atmosferă, pentru că una din sursele cele mai importante de azot pentru sol și plantele agricole o reprezintă azotul atmosferic. Deci dacă avem un an ploios, înseamnă că noi deja avem mai mult azot în pământ? Corect, așa este, avem o cantitate mai mare de azot. Totodată, dacă avem un an ploios, se poate întâmpla și deseori se întâmplă ca o parte din azotul care există în sol să se spele, să ajungă în apa freatică. Și e un pericol? E un pericol. E un pericol pentru că asta înseamnă că în apa freatică vom găsi nitrați, vom găsi nitriți, iar dacă apa freatică constituie sursa de apă pentru consumul uman, atunci pericolul este foarte mare. De aceea trebuie să avem grijă ca prin tehnologiile pe care le aplicăm, acest azot să rămână permanent în sol. Există anumite plante care pot face acest lucru? Sunt multe plante. Sunt foarte multe plante, dar de la fel sunt și multe microorganisme care ne ajută la îmbogățirea solului în azot, dar vorbim de plante, o categorie poate cea mai importantă și cea mai benefică a agriculturii sunt plantele leguminoase. Leguminoase furajere, leguminoase pentru boabe, lucerna, de altfel este aici lângă noi, trifoiul este de asemenea o altă plantă foarte bună, premergătoare și cu capacitate de fixare a azotului, cantitățile de azot pe care le pot aduce pot depăși 100-120 de kilograme la hectar, dar vorbind de culturile anuale, aici în primul rând aș vorbi de soia, care asigură între 50-80 de kilograme de azot, substanță activă la hectar, de asemenea fasolea, de asemenea lintea, mazărea este o altă plantă foarte bună în clasa leguminoaselor. Eu am făcut la un moment dat un calcul în ceea ce privește aportul soiei la îmbogățirea solului în azot și am constatat următorul aspect. Soia merită
să o cultivi chiar dacă nu recoltezi niciun kilogram de soia. De ce? Pentru că ea aduce atâta azot în sol încât mie mi-asigură un spor de recoltă mediu între 2 și 3 tone pe hectar. 2000 și 3000 de kilograme de grâu la hectar. Deci anul următor am mai mult azot, de pământul e îmbogățit în azot, deci teoretic eu n-ar mai trebui să pun îngrășăminte cu azot. Dacă e un an favorabil culturii leguminoasei de care noi o folosim ca premergătoare, putem să nu avem nevoie de îngrășăminte cu azot. Cea mai bună premergătoare e mazăre. Ar trebui ca toți fermierii să se preocupe să cultive aceste plante leguminoase. De altfel, în agricultura ecologică e chiar o normă, un standard, ca din suprafața totală pe care o ai în agricultura ecologică, minim o cincime, deci 20% s-o cultiv cu plante leguminoase. Apăr apa. Intră pe www.apanoastră.ro și află ce poți face tu. O campanie a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Cosmin, ai fost în zona Brașovului și tu de obicei, când pleci undeva, vii cu 7-8 reportaje. Tolba plină, dacă da. Tot de acolo este reportajul de astăzi? Am avut în urmă cu 2 săptămâni un reportaj la o fermă de bivolițe, dacă mai țin minte. Uh-huh. Și tot domnul Dan Bartolomeu, de la Agenția Națională pentru Zootehnie, ne-a dus la o altă fermă. De data asta este vorba de o fermă de capre. Cum am mai zis, ne apropiem de sărbătorile pascale. E important să vedem dacă avem iezi de Paști, nu miei. Am vrut să vă prezint încă o familie tânără care a ales să muncească, să dea vlăstare tinere, pe care mâine le vom găsi ca tineri fermieri și au o poveste frumoasă de povestit. Dați-mi voie să vă... Cum să vă... spuneam noi de la prima casă, prima capră. E, cam așa ceva, da. Exact programul ăsta. Iată că vă întrerup un pic, dar hai să începem cu povestea, de fapt. Trebuie precizat un lucru. Aici stăm de vorbă cu un om care, pe lângă faptul că se ocupă de această treabă cu creșterea de capre, totuși este și implicat în zona religioasă, adică este preot aici. Bună ziua, bine ați venit în mijlocul nostru. Pot să zic la noi acasă acum, asta e casa noastră. Ne bucurăm să vă avem alături. Ce v-aș putea spune? Povestea se întinde cu ani în urmă, în primăvara, de fapt, undeva pe vremea asta, februarie 2009, când băiatul nostru cel mare, Gabriel, a primit o capră în dar de la nașii noștri. Gabriel, chiar așa, cum era, adică acum, câți ani ai acum? 12 ani. Fac 12 ani în iunie, da. Și am fost foarte fericit când am primit-o. O capră neagră, parcă acum văd, ne-a dat-o nașul cu mare drag, pot să spun, drept dovadă ce avem acum în spate, că de la ea am pornit. Și am avut de-a trecut peste acea vorbă care era la noi în zonă de unde vin eu, de lângă Agnita, din locul de Baștină, capra vaca săracului. Deci era considerată cumva un animal pentru cel sărman. Încă și acum se vorbește de treaba asta, da? Da, tind să-i contrazic. Tind să-i contrazic. Da. Și trecând peste acest impediment, ne-am gândit ce să facem cu animalul. Aveam de ales fie să o păstrăm singură, fie să o sacrificăm, fie, drept urmare, ce am ales, să le mulțim. Și de la această capră, urmat câteva edițe pe care le-am crescut pe vară cu biberonul, după aceea le-am înmulțit încet, încet, cu greutate, pot să spun, pentru că nu am avut de-a face niciodată, am avut acasă vaci, cai, bivoli, dar niciodată capre. Bun, acum la ce efectiv sunteți? Acum suntem aproximativ la 100 de capete, avem, plus tineretul pe care îl vedeți în jurul nostru, care în fiecare zi se mulțește cu spor, să zic. Oricum, 100 de capete nu-i puțin, e clar că e totuși o muncă deja mai mare, adică pentru a întreține un astfel de efectiv, adică trebuie să munceți un pic mai mult. Da, este efortul pe care îl depunem zilnic, însă în momentul în care faci cu drag ceea ce faci, nu te mai gândești cât de opoziv vii și în momentul în care vezi un pui mic, un vlăstar mic, e fericit. În momentul în care vezi un ieduț că a venit din nou la viață, astăzi unul, mâine altul, deja treci peste
acea oboseală și te bucuri de energia pe care ți-o dă o nouă viață, chiar dacă este un animal, dar îți dăruiește acel impuls de a merge mai departe. Gabriel, tu prima dată când ai luat un ied în brațe, cum ți s-a părut? Mi s-a părut ca un mic... copilaș, așa? Da, așa pot să spun, dar am avut o senzație foarte plăcută când l-am luat prima oară în brațe. Cât de mult ai ținut la... adică cât de mult te ocupi tu să le dai de mâncare sau... te preocupă treaba asta sau nu? Uneori da, dar mai mult mai am și treabă cu școala, dar când am timp vin și le ajut pe tata și cu mâncarea, cu apa și tot așa. Bun. Ți se pare că e o afacere de viitor asta cu... Da, dacă știi să lucrezi cu caprele, da. Va fi o afacere de viitor. Păi, și adică ce înseamnă să știi să lucrezi cu caprele? Să le dai când trebuie de mâncare, să ai grijă un pic de ele, că dacă nu ai grijă, o să se ducă tot de râpă. Și tu asta le-ai învățat deja? Da. Pot să zic că am câțiva eduți acum, care... când vin la ele, vin după mine, ne jucăm, iau în brațe și tot așa. Deci ești bun de om de afaceri. Nu pot să zic așa, dar așa ceva mic pot să fac și eu pentru capre. Felicitări oricum, bravo, bravo! Am emoții în legătură cu ceea ce a spus Gabriel, pentru că, să știți, copiii de mici învățând să iubească animalele, când vor fi mari, vor iubi oamenii. Vreau să vă spun că, prezentând această familie binecuvântată de Dumnezeu și până animalele pe care le dețin și până copiii pe care îi au și până tot ceea ce fac în comunitatea lor, vrem să arătăm că se poate și la noi acasă, că sunt soluții. Vedeți dumneavoastră, laptele de capră are, pe lângă binecunoscutele efecte, la nivelul aparatului respirator uman. Sunt folosit, laptele de capră e folosit și pentru prevenirea accidentelor cardiovasculare și la bolnavii de ulcer. Este cel mai apropiat lapte de compoziția laptelui matern. Este folosit de bolnavii care au intoleranță la lactoză. Dacă laptele de vacă se digeră în 24 de ore, laptele de capră se digeră în 3 ore. Adică sunt atâtea avantaje, plus că citeam, vorbind de neconvențional și mereu vorbesc cu copiii mei, cu tinerii, pentru că la vârsta lor au idei năstrușnice care pot veni cu soluții în diferite domenii de activitate. Deci citeam despre lapte de capră că este folosit în industria cosmetică, având proprietăți deosebite. Vedeți dumneavoastră, dacă astăzi spunem despre lână, nu avem ce face cu ea, nu avem soluții. Țările dezvoltate o folosesc pentru extragerea lanolinei. Putem, după ce extragem lanolina, ceea ce a rămas să transformăm în îngrășământ organic, în îngrășământ bio. Nu știu cât de costisitoare ar fi aceste investiții pentru rezolvarea unei probleme a crescătorilor, dar soluții există și trebuie căutate. Și în special tinerii trebuie să aibă aceste idei și această dorință, dar rămâne la ei acasă și de a face ceva, indiferent de domeniul în care activează. Cât de mult credeți că a ajutat în comportamentul copiilor dumneavoastră faptul că au stat împreună cu caprele? Caprele, iezii... Da. În primul rând, faptul că au mâncat de la o vârstă foarte fragedă, respectiv 3 și 6 luni lapte de capră, i-a ajutat foarte mult în creșterea imunității. Copiii mei au fost foarte rar răciți și în continuare au o imunitate foarte ridicată. Și spre deosebire de mulți care văd, mulți copii care văd capra în imagine sau într-o imagine dintr-o carte, din fericire ar fi, sau mai mult pe internet, știu concret ce face capra, cum arată. Le e drag că sunt ale noastre, ale tuturor, ale familiei noastre. Cred că de multe ori, poate mai mult decât noi, simt posesia asupra lor. Poate pentru faptul că fiind mai mici, simt nevoia de a avea ceva doar al lor. Cum îl ajut pe tata? Îi ajut să bagă fân, da? Să
fac grămadă mare pentru ei câteodată. Așa. Raju Sămurgă. Sămurgă? E, cum Raju Sămurgă? Când murge ei, fac și eu ca ei. Ah. Domnul tati, părinte, cum e treaba asta? E totuși o afacere sau nu? Nu putem nega că există un element financiar în toată povestea. A fost pornită din suflet, deci chiar din suflet am pornit-o. Am menținut-o din suflet în momentele în care mi-a fost dificil. Și în continuare, partea sufletească aș putea să spun că are un rol de 90% în tot ceea ce înseamnă familia noastră și ceea ce avem aici. Astfel de nuclee există, numai că nu sunt scoase în evidență. Vreau să vă spun că județul Brașov performează în ceea ce înseamnă zootehnia. Avem ferme de vaci cu lapte robotizate deja 100%. Aș fi putut să vă duc, să vă arăt multe lucruri frumoase și probabil o să o facem în alte emisiuni. Dar lucrurile pe care le-am văzut noi astăzi sunt lucruri de suflet. Pe lângă faptul că sunt lucruri de suflet, ele vin ca o soluție pentru amenajamentele zoopastorare care vor fi obligatorii cât de curând, pentru că această specie poate valorifica și aduce producții ridicate pe pășunile împădurite, acolo unde există pachete de agromediu, unde nu se poate interveni mecanizat, unde fermierul poate interveni să facă anumite lucrări manuale, iar caprele pot asigura curățenia pășunilor respective, la fel cum bivolul poate valorifica foarte bine pășunile acelea mlăștinoase, inundabile. Deci, apropo de ce vorbeam noi, nu cred că avem nevoie nici de bizon, nici de zimbri ca să ne punem în valoare pășunile noastre. Cred că trebuie să vedem ceea ce a fost bun, să venim cu noutăți, dar în primul rând să păstrăm ce am avut. Și după aceea putem interveni. Încă o dată mulțumesc pentru sprijin, a fost chiar de real folos domnul Dan Bartolomeu, de aici, de la Brașov. Eu sper să nu fie ultimul cadru, că ultimul cadru aș dori să-l facem la masă, pentru că orice lucru are o finalitate. Să vedem și produsele care s-au obținut de la aceste capre. E mai greu să-i spui unui preot ce își dorește, dar totuși hai să punem punctul pe ei. Din punct de vedere personal, cred că din mila lui Dumnezeu suntem undeva la cel mai înalt nivel. Adică avem o familie fericită, suntem sănătoși, da, avem tot ce ne-am putea dori din punct de vedere profesional și financiar la momentul de față. Din punct de vedere administrativ, să vorbesc pe partea zootehnică, cred că cea mai spinoasă problemă este lipsa de respect vis-a-vis de cel care muncește, de cel care își dedică timpul, în primul rând pentru el, pentru casă și după aceea pentru ceilalți, că orice surplus de produs pleacă înspre cei de lângă noi. Este vorba de lipsa de respect pentru munca țăranului. Personal nu mă consider un fermier, pentru că suntem la un nivel destul de micuț, la numărul de animale pe care îl avem noi, însă din păcate nu mă pot considera nici un țăran, pentru că nu mai fac ce făceau străbunicul, pe care l-am cumva, Dumnezeu să-l ierte, ca un etalon. Mi-aduc aminte de dumnealui și dumnealui probabil mi-a insuflat dragostea față de animale. Deci, repet, nu mă consider nici fermier pentru că nu sunt la un nivel tehnologic atât de dezvoltat, nu mă mai consider nici țăran pentru că nu mai fac la modul în care se făcea toată adică lucrarea asta sufletească. Acum se lucrează mecanizat, suntem adaptați și noi la tot ceea ce înseamnă mecanizare, tot ceea ce înseamnă cât de cât adaptarea la ziua de astăzi. Lipsa de respect. Lipsa de respect, vedeți dumneavoastră, poate mi se pare mie, dar eu așa cred și din discuțiile pe care le-am cu cunoscuții de același nivel care ne ocupăm undeva la nivel asemănător cu zootehnia, există o campanie mediatică, aș putea spune ucigătoare pentru micul producător, în ceea ce privește denigrarea. Laptele e murdar. Slănina porcului nu știu ce conține, vaca are nu știu ce probleme, oaia face nu știu ce,
se scot în evidență doar elementele negative ale acestei ocupații. Plus că avem partea cealaltă a poveștii, că țăranii sunt mizerabili, că nu mulg curat, că fac produsele cum fac. În primul rând trebuie să se gândească oricine. Vorbesc în nume personal acum. Prima dată mâncă copiii noștri. Ceea ce producem, punem pe masă copiilor noștri, mâncăm noi și după aceea ajunge pe masa altora. Mă gândesc că nimeni nu este atât de needucat sau lipsit de respect față de el, față de familia lui, față de semeni, încât în vasul în care se spală pe picioare, în același vas să servească supa. Și de aici plecând, vedem asaltul ăsta furibund, prin toate mijloacele posibile și imposibile, la adresa celui care încearcă cumva să rămână aici ancorat cu rădăcinile pe care le mai avem. Puteam foarte ușor alege calea Occidentului. Să mergem din punct de vedere profesional. Poate că la un moment dat eram mai realizați acolo ca aici, dar de multe ori mă gândesc la menirea noastră sufletească în primul rând. Bunicii noștri, străbunicul, personal vorbesc în nume personal, încă o dată subliniez, străbunicul a fost pe front în al doilea război mondial. A luptat pentru țară, a luptat pentru rege, a luptat pentru rânduielile acelui moment. Cum aș da ochi cu el sau cum, dacă m-ar întreba la un moment dat, ce aș putea răspunde, ce am făcut cu moștenirea sufletească pe care ne-o lăsat-o? Au fost jertfite milioane de vieți de-a lungul timpului pentru acest pământ, pentru această țară, pentru acest spațiu care este binecuvântat din toate punctele de vedere. Relief, resurse, tot ceea ce ne dorim, sufletești, de asemenea, credința ortodoxă care dăinuie de două milenii. Și noi alegem calea de cele mai multe ori cea mai ușoară. Dezertăm. Sunt convins că oamenii au înțeles greutatea mesajului pe care dumneavoastră ați încercat să-l transmiteți. Bine va fi dacă fiecare va înțelege că este loc de trăit pentru toată lumea. Și cel care produce industrial și la scară largă, care se adresează maselor, și cel care produce la un nivel mai mic, cum suntem noi sau alți asemenea nouă, și cel care produce la un nivel intermediar între micul producător și marele producător la nivel industrial, fiecare are locul lui, fiecare are rânduiala lui, cum spun părinții bisericii, deci nu ne încălecăm unul peste altul. Și ar fi loc pentru toată lumea dacă am avea un pic de înțelepciune și am pune cumva în pagină lucrurile astea să ne fie bine în primul rând nouă ca neam. Asta e o mare problemă. Român, să vezi, român luptând contra român, român denigrând român. E o durere sufletească pe care o am și ca om și ca preot, văzând ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Oameni care s-au născut în această țară, care, metaforic vorbind, au fost alăptați la sânul acestei țări, se întorc acum, nu știu dacă în slujba cuiva sau atâta pot din punct de vedere intelectual, și aruncă cu noroi în locul în care s-au născut, în tradițiile lor, în moștenirea sufletească pe care au, să nu uităm, indiferent unde am plecat în lumea asta, mormintele alor noștri, bisericile noastre, rădăcinile noastre, aici sunt. Dacă ne este rușine cu ceea ce suntem, înseamnă că ne-am născut degeaba pe pământul ăsta. De la prin cultură la putere, un nou reportaj plin de culoare, bănuiesc. Da, din zona Banatului îl vom cunoaște pe Marius Matei, un tânăr colecționar de costume populare, bănățene, printre puținii care mai au asemenea preocupări în țară. Ce are deosebit costumul popular bănățean? Este somptuos. Și o să vedeți, dragi prieteni ai vieții satului, de ce împărăteasa Sisi a iubit așa de mult această zonă. Într-o frumoasă dimineață de iarnă, limpede și lină, am pornit pe drumurile istoriei și am ajuns aproape de malul Begăi, într-o comună numită Giroc, astăzi o suburbie a municipiului Timișoara. De ce am ales locul acesta? Pentru că am vrut să vedem cu ochii noștri colecția etnografică Marius Matei. El este cel mai tânăr colecționar de port tradițional din Banat și dintre puținii din țară care mai au asemenea preocupări.
Am dorit să ne convingem dacă este adevărat ce se spune că cele mai somptuoase costume sunt ale bănățenilor. Ca să înțelegi un port popular, trebuie să cunoști bine istoria locului și mentalitatea oamenilor. Iubirea față de plaiurile strămoșilor săi l-a îndemnat să-l facă cunoscut întregii lumi. A început să studieze aprofundat și din jurnalist a devenit etnolog, muzeograf și autor a mai multor cărți. Încet, încet, pasiunea pentru costumele populare s-a concretizat în propria colecție. Este o colecție care este achiziționată după criterii foarte stricte. Este o colecție care se compune astăzi din aproximativ 3000 de piese de port, dintre care 150 se numără ansamblurile complete vestimentare, apoi bijuteriile, multe fotografii documentare care probează corectitudinea cu care eu am asamblat fiecare costum în parte. Este o colecție care este strânsă, așa cum am spus, pe criterii foarte stricte, pentru că am achiziționat piese de la 1870 până în 1945 cel târziu. Aș vrea să fac aici o paranteză. Se vede că sunteți un fin cunoscător în acest domeniu, pentru că aceste costume sunt aparte. De la materiale, la cusătură, ce amănunte ne puteți da? Înainte de a vă da aceste amănunte, aș vrea să vă spun în primul rând că acest lucru n-a venit ca o simțire de mic copil. M-am aplicat foarte mult spre studiu, sunt un autodidact, dacă vreți, în acest domeniu. Se vede. Și timpul m-a dus într-o altă direcție decât cea pe care mi-am propus-o în copilărie, și anume de a deveni jurnalist. Am devenit etnograf. Am studiat, așa cum spuneam, toate materialele de specialitate pe zona Banatului. Am început să merg în fiecare sat și să culeg aceste piese și am descoperit că materialele acestea, între cele mai fine, erau aduse din străinătate. De exemplu, mătasea era adusă din Veneția, mărgelele la fel, nasturii la fel de porțelan și sticlă. O să vedeți postavuri italiene, o să vedeți broderii bizantine, care ornamentau toate interioarele marilor palate și totodată hainele nobilimilor, a liderilor bisericilor. Apoi o să vedeți broderii franceze, broderii artistice de o frumusețe extraordinară și multe, multe monede. Monede austriece și maghiare. Cele pe care le port eu acum, pe da, care mi le-ați dat la această filmare, de unde sunt și ce-s cu ele? Sunt o moștenire de familie și aici în Banat cam aproape fiecare casă are cel puțin un galben. Eu am mai mulți. Da. Și sunt niște galbeni cu 1915 cu Franz Josef. Este aur de 24 de carate, da, nu? Da. Pe aceste materiale fine, țăranii noștri au păstrat modelele naționale. Da, firele aurii și argintii erau aduse din Franța, Germania, Austria. Dar, legat de acest aspect, pot să vă povestesc că, deși populația băștinașă, în raport cu suprafața de teritoriu, este destul de mică, găsim aici un port foarte divers. Populația din această parte de țară este oarecum omogenizată, este un mix de naționalități. Și avem în Banat aproape 20 de naționalități conlocuitoare și cu toate acestea, așa cum spuneați mai devreme, Banatul nu și-a pierdut absolut deloc din specificul său. Adică dispunerile ornamentale, așa cum vedeți și la cămașa dumneavoastră, chiar dacă este din anii 40, a rămas în tablă, în dispunerea în tablă. Romburile specifice bănățene nu au dispărut. Chiar dacă bănățenii au pierdut, să spunem așa, cunoștințele semnelor legate de aceste semne, totuși au recompus într-o armonie geometrică foarte frumoasă. Și zic că
place ochiului. Este o geometrie estetică. Ce alte elemente mai găsim pe costumul bănățean? Pe costumul bănățean specific este rombul. Broderiile artistice au fost cele care au venit și au trecut, au venit așa ca o modă trecătoare, însă motivele geometrice au rămas pe un timp cel mai îndelungat. Nu numai costumele, dar și poveștile lui sunt cusute cu fire de aur și argint. Colecția este aranjată pe perioade istorice. Majoritatea pieselor sunt din Banatul de Câmpie și ceea ce impresionează este faptul că pe o suprafață relativ mică și cu o populație restrânsă ca număr, portul popular este atât de divers. Descoper și alte cuvinte decât catrință și cămașă, cum ar fi ceapsă și opreg, spăcel și obiele. Toate au o frumusețe stranie care intimidează prin perfecțiunea lor. Viața omului din Banat era simplă, dar rânduită în armonie cu natura. Frumusețea costumelor este strâns legată de istoria locului. A fost o vreme când portul era cartea de vizită a bănățenilor, când omul făcea haina și nu haina pe om. Banatul a fost domeniul de coroană, asta știm cu toții. Iar prințesa Sisi, atunci când a venit în Timișoara, a fost foarte impresionată de primirea pe care a avut-o aici. Dacă celelalte regiuni care erau sub ocupația austro-ungară plăteau 150.000 de florini, ei bine, prințesa Sisi, după vizita de la Timișoara, a scutit Timișoara de aceste dări și mai mult de atât a oferit 150.000 de florini pentru dezvoltarea orașului. Foarte frumos și atunci a explodat și arta, nu? Categoric, categoric. Bineînțeles, centrele urbane dădeau startul modei și nu numai. Și casele regale, de altfel și Regina Maria, așa cum a început să promoveze în România costumul așa spus național, bineînțeles că România a început să revină la vechiul port pe care îl aveau în zonele respective. O să vedeți specific Banatului punctul bănățean, un punct bănățean care se poate realiza o geometrie foarte frumoasă. Într-adevăr, pare, este atât de fin lucrat încât pare pictat, nu mai pare cusut, știți? Da, au avut un bun gust al culorilor extraordinar. Da. Albastru a fost pus la albastru, roșu la roșu, galben la galben și așa mai departe. Ce materiale erau folosite afară de mătase? La sfârșit de secolul XIX, până în 1910-1920, s-au mai țesut din cânepă, bumbac, combinat, depinde. Da. Dar după 1920 au cumpărat firul de bumbac și l-au țesut foarte fin în casă. Lucra o singură mână la probabil. El? Acum toată lumea ar spune că femeile coseau iarna că n-aveau ce să facă. Cum? Aveau atâția copii, da, nu ca acum. Exact. Spălau la mână totul, lucrurile se făceau cu mult mai multă greutate decât acum, iar femeia participa la toate muncile de pe lângă casă și chiar la câmp, împreună cu familia, cu restul familiei, cu soțul și cei mai bătrâni din casă. Câte clase aveau aceste femei care lucrau la costum? Cel mult 4 clase. Cu ce ocazie îmbrăcau aceste costume? Costumele acestea erau cam de sărbătoare. Ce deosebeau prin îmbrăcăminte, mă refer, și m-au deosebit catrința, asta scoate în evidență costumul, un țăran mai simplu de un nobil? Bănățenii au fost puțin mai emancipați, vă rog să-mi scuzați expresia, și asta datorită faptului că au preluat multe din croiurile urbane și le-au adaptat costumului lor. A fi paure, care înseamnă bauer din germană, adică un țăran înstărit, acest paure era la fel de mândru precum, eu știu, un medic din Timișoara. Tocmai pentru că el era stăpânul brazdei, el era cel care deținea un patrimoniu, și aici mă refer de la monede până la o casă foarte frumoasă și tot ceea ce ține de gospodărie,
era un țăran independent care își câștiga banii prin munca lui și a familiei sale, poate la fel de bine precum o familie de nobili din Timișoara. Ceea ce găsesc sunt piese dispersate, sunt piese, eu știu, găsesc o cămașă bărbătească din 1900 și trebuie să o asamblez cu o vestă din aceeași perioadă, din același loc, din aceeași zonă, care să corespundă și coloristic și... Este foarte dificil să reconstitui un costum tradițional bănățean și mai ales 150, cred că este... Când pătrunzi în lumea lor plină de culoare, nu are cum să nu te cuprindă un fior tulburător. Vezi câmpuri de flori adevărate, raiuri pământești, convoiuri imense de romburi colorate, iar pe unele materiale pare că cerul a coborât peste ele de un albastru limpede al unei nopți adânci de vară și te întrebi cine au fost acești culegători de stele și flori argintii. Materialele diafane, rafinamentul broderiilor, bogăția costumului, acoperitoare de cap care se purtau la sărbători sau nunți, salbele care le înfrumusețau femeilor gâtul, opregele care erau specifice numai Banatului, toate acestea la un loc reprezintă adevărate documente etnografice, istorice și artistice. Ele aparțin unor epoci când lumea era lume și oamenii oameni, când toate erau în armonie cu natura. Femeile lucrau luni de zile la un costum, uneori împreună, dar de cele mai multe ori în singurătate, până când aceste singurătăți s-au împuținat și nu au mai devenit singurătăți. Frumusețea vremurilor de odinioară a fost brutal ruptă și înlocuită rapid de industria omului modern și a chiciului. Când mă gândesc la Ileana Cosânzeana sau la vreo fică de împărat dintr-un baz popular românesc, așa mi le imaginez îmbrăcate. Câtă admirație îmi stăpânește ființa! Privind la aceste mâneci, mă întreb dacă mâinile cu care au fost învelite au șters lacrimi sau dacă au cuprins alte mâini înlănțuindu-se în dansurile bănățene diverse, bogate și unice. Câtă frumusețe în aceste costume, câtă franchețe au, câtă armonie, ce cascade de culori, parcă stau în așteptare cu minți să vină stăpânii lor și să le îmbrace. Nu pot să nu te întrebi oare cine au fost cu adevărat ei, câte griji, câte furtuni, câte amintiri, iubiri neîmplinite și gânduri negrăite sau poate vieți obișnuite au avut. Înveșmântați în portul național de sărbătoare, românii au contribuit și ei la arta populară europeană, frumusețea lui continuând și astăzi să farmece, să stârnească mândria noastră, dar și admirația multor popoare. Fiind și jurnalist, după ce le-ați descoperit, le-ați achiziționat, scrieți despre ele. Ați scris? Da. Aveți cărți? Da, chiar și am adus informații noi. Chiar am încercat să corectez altele care nu au fost transmise neapărat corect. Și în continuare studiez și încerc să public cât mai mult din ceea ce știu și aflu pe teren. Marile case de modă bat la ușa acestor țărani. Bănuiesc că și la dumneavoastră au bătut la ușă casele de modă. Deja sunteți cunoscut atât în țară cât și peste hotare. De multe ori mi s-a cerut și consultanță, am oferit cu tot dragul și sunt deschis spre orice fel de colaborare. Vi s-a făcut o ofertă să vă vindeți colecția? Da, dar nu, n-aș renunța. Este sufletul dumneavoastră. Categoric. Da. Cred că am atins un punct sensibil. Da. Este o muncă de aproape 20 de ani. Am început-o de mic. Pentru că sunteți tânăr. Da. Am început-o de mic și mi-este foarte greu să mă dezlipesc de ea, mai ales că am și muncit mult, nu numai la agonisirea ei, ci și la expozițiile pe care le-am organizat în țară și în străinătate, cum spuneați. Să vorbim și despre aceste expoziții, unde ați fost cu ele, în țară, și apoi să vorbim puțin și în străinătate.
În țară, la Muzeul Național Dimitrie Gustii din București, Muzeul Național al Țăranului Român, apoi Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj, la Palatul Culturii din Iași, Galați, Bistrița. Sunt câteva dintre ele și afară? Afară, în Dubai, a fost o ieșire foarte frumoasă, în Germania și în Belgia, de două ori, la Bruxelles. Marius Matei este un ambasador al României prin promovarea costumului popular bănățean în lume. Este și un ocrotitor al lui, un căutător neobosit de zestre românească, un fin cunoscător al fiecărei piese pe care știe cu talent să o asambleze. Parcă nimeni nu le cunoaște mai bine ca el. Vede tot, simte tot, știe tot și înțelege tot. Când povestește, se întoarce la începutul începuturilor și parcă nu-l mai mărginesc pereții casei sale. Marius Matei nu este atașat doar de niște haine, el este legat cu lanțuri trainice de Banatul de Câmpie, cu o dragoste neajunsă în sfera exprimărilor verbale, deoarece este rămasă pentru totdeauna în străfundul inimii sale. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept și duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10:35. Până atunci, nu uitați, viața satului ne privește pe toți. La revedere!